menționați venirea ședința Consiliului Local în data de 27 aprilie 2018, convocată prin dispoziția primară numărul 98 din 20 aprilie. Ședința este legal constituită. Suntem în prezența majorității consilierilor care reprezintă Consiliul Local Stolar și își poate desfășura lucrările. Înainte să vă vreau să vă spun spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 21 martie 2018. Dacă aveți obiecțiuni la proces, dacă nu, s-ar spune la vot. Cine este pentru? Potrivit? S-ar ține cineva? V-aș vrea să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte ședință, care este asigur conducere. Domnul Angar. Ai propun de tine sau propun de tine? Hai, fii tu, ca să... De tine. Hai, propun de tine. Angar. Lasă-mă, nu știu. Dați-mă de bine, înainte de toate, avem unii consilieri absolut care lipsesc, dar sunt motivați. Este un domnul Trofin, este la Ocol, nu a putut să se îmboiască. Domnul Botezatu are și el o problemă de sănătate. Și eu zic să ne învoim, da? Da, da. Da. Declar deschis ședința de data de 27 aprilie 2018. Următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind necontarea călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna martie 2018. Discutăm pe fiecare proiect sau? Prezintele toate și. Al doilea proiect de hotărâre privind cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și prezentare în instanță un cabinet de avocatură. Al treilea proiect este proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și al patrulea proiect diverse. Prezentați-mi un proiect. Cartel negru în completare cu proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului de utilizatori în serviciul public de salubritate, în vederea calculării taxe speciale de salubritate. Știi că am susținut că este un anumit număr de înscriși, ca și cetățenii comunii Stugari, au mai decedat, au mai plecat în străinătate, există un alt număr. În baza regulamentului respectiv, se vor saluta acele persoane care efectiv locuiesc pe rândul comunii Stugari și... Da, vă supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? La primul punct de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei de mijloace de transport ale personalului didactic de la școala din Adeală Strugari pe luna martie 2018. Având în vedere raportul compartimentului, expunerea de motive, adresa școlii gimnaziale Strugari, precum și prevederea articolului 2 din instrucțiile privind decontarea în ambitii cadrului didactice ale Ministerului Educației. Proiectul de hotărâre are un singur articol. La articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe luna martie în sumă de 3.200 de lei. Avem anexat la proiectul de hotărâre dosarul cu toate documentele care justifică decontarea cheltuielilor. Da. Dacă doriți să discutați și le aprobați pe fiecare, păi așa este mai bine. Pe nu pe fiecare contă toate. Da. Dacă este ceva întrebări, eu nu... Maxim. Da, vă rog. Supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Pe 7 puncte. Nu, eu mă abțin. Da. Câte abțin? Da. Trecem la al doilea proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat. Având în vedere prevederea articolului 1 de ordonanța de urgență 26/2012 privind
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și intrare în disciplinii financiare și modificare cu completare de acte normative. Având în vedere prevederile articolului 21 din legea 215/2001, expunerea de motive a consilierilor locali, precum și avizul Comisiei de Specialitate, la articolul 1 propunem aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru consultanță, redactare, acte și reprezentare în instanță pentru apărarea intereselor luate Comuna Strugari, județul Bacău. Se împuternicește primarul comunei să semneze pentru și numele comunei contractul de asistență juridică și împuternicirea avocația. Ce se întâmplă? Având în vedere că noi, ca și UAT, chiar și Consiliul Local, poate să fie contestat de unii decizii pe care le luăm, în fața acelora care ne petiționează sau ne contestă, să ajunge în instanță. Reprezentarea în instanță nu poate să o facă decât un avocat, dacă dumneavoastră aprobați acest proiect de hotărâre, el fiind legitim în reprezentarea noastră atunci când existim chiar un contract de reprezentare. Bineînțeles că toate contractele nu le facem cu o sumă de în care dânsul să vină să-i facă și reprezentanță juridică, doar atunci dacă avem un caz și trebuie să fie reprezentat și trebuie să ne punem documentele la termen, dacă nu există un contract, noi nu putem să ne ducem să facem contract, cum să spun, direct. Există contractele care se încheie doar pentru serviciu de achiziții public, care este electronic, SIA, SICAS, un nou denumire acum. Putem să găsim pe cineva pe serviciul ăsta, putem să-l achiziționăm și în cazul în care avem nevoie, atât noi ca primărie, cât și Consiliul Local, să avem la cine apela. Deci și Comisia Locală de fapt funcționează. Ca și contractele care sunt pe, cu diferite situații, să spunem, pentru animalele moarte, de exemplu, da? Avem un contract, atunci când ne existe și ceva, noi apelăm la respectiv. Și de contarea cheltuielilor se vor face în funcție de serviciile pe care îi prestează. Deci noi plătim nimica în plus sau în minus. Spuneți. Așa ceva aici, cu avocatul, de exemplu, să o plătim din... Cine îl plătește avocatul ăsta? Primăria Strugari. Bugetul local. El să nu vină, în loc să vină în ajutorul vostru, să nu vină în dezavantajul vostru. Că primăria, de exemplu, poate să zic, să nu o ajungem la bugetul ăsta. Dar omul și-o acceptat din necazul, de nu știu ce. Vă trimitem în instanță, el să ține primăria, care noi îl plătim, și îl nemorocim cu omul ăla, că îi punem. Exceptăm casă, îi luăm casă. Că nu știu plătit... Noi nu te judecăm cu persoanele, cu oamenii din localitate. Cam așa se întâmplă în situația. Ca să înțelegeți mai bine, poți să apare nivel diferite specii și să ne apărăm. Trebuie să avem reprezentanță în instanță. Noi nu putem să o facem noi din oficiu. Numai un avocat, o persoană care are competențele legale de a face reprezentarea în instanță. Și din mediul orientar, unui primării trebuie să ne apărăm, nu avem ce face. Sau trebuie să atacăm, depinde de situație. Nu și o întrebare. Proiectul ăsta nu este complet. Deci la proiectul ăsta trebuia să veniți cu un contract cadru în care să vedem exact ce anume face avocatul respectiv, cât anume este remunerat. Da. Exact cum sunt alte slazurile. Deci eu nu zic că... Și mai spune așa. Dumneavoastră, în primul articol, spuneți în felul următor. Că măsurile... Deci prevederea articolului 1, așa, da. În legea 26-2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor.
Păi asta nu e o măsură de reducere. Dacă nu mă apăr, pot să am cheltuieli suplimentare. Că dacă eu nu fac o apărare bună și pertinente, eu pot cu adevărat să spun primăria cu niște cheltuieli. Lăsați să-mi duc ideea până la urmă, după ce ai spus noastră. Atâta timp cât noi avem secretar al comunei, care este juristul comunei Strugari, el ne reprezintă, deci în cazul în care avem jurist, nu putem contracta avocat. Dacă nu știți legea, trebuie să vă Secretarul nu este juristul comunii. Secretarul, conform legii 215, are niște atribuțiuni care, dacă uitați pe articolul 10, o să vedeți care sunt atribuțiunile secretarului. Secretarul nici măcar nu trebuie să aibă neapărat studii juridice, poate să aibă niște studii administrative. Sunteți cazul dumneavoastră. Păi vedeți. Dar nu e asta problema. Deci secretarul nu poate face reprezentare în instanță să apere interesul pateului. Deci este un conflict de interese. La scorție. Da, dar este jurnoază nicio situare de conflict. Asta e bani. Dacă o faci, o faci pe problema, e problema dinsului nu are. Și reducerea, atunci, e jurist al primăriei, nu poți să contracte servicii de amărat. Îmi dai voie să mă ocup de comuna Strugașul de alt comune și să nu mă duc după a interesă. E treaba lor ceva la scurtă, să nu știu ce vreau. Dar trebuia să vezi cu un contract cadru. Ca să vedem, domnule. Ce înseamnă atât de? Dacă... Adică să nu poți ținga puterea acces. Păi, noi ce spunem? Că ne trebuie un avocat care să priceapă toate chichițele judecătorești și toate chichițele judiciare. Și atunci, un bun specialist ne poate sunt de acord și cu succes. Domnul Dărlea, probabil, se gândește la faptul că dânsul a trăit în mediul orășănesc. Știi că acele persoane care nu și-au achitat datoriile față au executat și mai ales când își ieși. Dumneavoastră a spus punctul de vedere și trebuie să-l Acolo, într-adevăr, juriștii care au dreptul de reprezentanță în instanță de la diferite servicii, cât de la apă canal, cât de la nu știu ce, s-au judecat și pe oameni execută. Nu este problema la noi în care, caz în care, ai un cetățean care are 100 de lei impozit, nu îi plătească. Nu e vorba de ala. Dar avem în același timp niște oameni care sunt cu anumite debite și uite, o dată idei foarte bune, reprezentarea în instanță să o facă domnul Lucas și mi se poate... Voi avea mult folosul comunității. Ca să ajung la munța în folosul comunității, nu face secretarul anului. Nu vreau să ajungem în situația în care dăm jumătate din bani. Deci ai de recuperat primăria comunei Strugari 20.000 de lei de la o persoană și 10.000 de lei de la avocat. De asta contractul ăsta trebuia să vedem. Cât se plătește? Ca și la chiria cu Islazului. Cât se plătește? Pe ce servicii? Și atunci, da, era de acord. Da, fii atent. Domnul meu, aici este o problemă. Deci noi nu aprobăm acum fix angajarea omului cu o anumită sumă. Deci este vorba dacă să... Păi dacă nu e vorba de ce pe dumneavoastră puteți semna orice contract. Păi nu, domnule. Orice achiziție publică este transparentă. Dacă vreți și un... Așa puteți să veniți cu o propunere la proiectul de hotărâre. Să nu se faci și... Nu, să spuneți acolo, într-un articol, să se prezinte și documentul respectiv sau, dacă vreți să-l aprobați... Adică, trebuie să alegeți între a apăra instituția cu atest Strugar sau o lăsa fără apărare. Dacă voi îmi spuneți că nu trebuie apărat, nu am văzut o lăsăm în baza secretarului. Vreau să apărați instituția comunei Strugari. Cine s-o apără? Dumneavoastră. Instituția? Dar domnule, nu mă apăr, dacă vorbim atribuțiilor mele, nu mă pot duce în instanță să apăr. Nu am cum. Nu am competențe profesionale să fac lucrul ăsta. Dar mai cum ce ai? Eu sunt secretarul comunii, nu sunt avocatul comunii. Tu costul unui avocat, ca cât ne-ar ajunge pe ea. Cred că fiecare a fost prin instanță și a văzut că a fost să se îmbrăcați în mine. Deci, este răspunderea voastră. Domnul Dărlea a întrebat ceva și dau un răspuns. Dacă noi o să avem un caz anul ăsta foarte bine. Dar e posibil ca 2-3 ani de zile să nu avem niciun caz în care să nu plătești. Nu plătești pe omul ăsta. Nu, nu se plătește nimic. Nu plătești. Adică îl plătești pe serviciu. Așa, da. Când îți faci serviciu. Așa, că nu ai ce să plătești. Și acum eu vă spun altă chestie.
să vorbim pe rând. Eu spun și o altă chestie, domnul Agar. Adică, dacă tu ai de aparat un interes pentru 2.000 de lei, 20.000 de lei, avocatul respectiv lumea, tot în parte din acolo. Doar știți foarte bine că o acțiune în instanță, oricare chitanță care se taie de un avocat, și din ceea ce știu eu, e de maxim 2.000 de lei. Deci nu poți să duci pe servicii. La sume mai să duci și servicii. Nu, domnule, nu poți să ducă, pentru că nu-i trebuie din banii ăștia. Numai dacă, eu știu, ai sumii de recuperat și acolo, probabil, din sumii de care se recuperează, comisiune. Nu poți să dai și o comisiune de atât. Are să stipulează un contract, noi vom prezentăm contractul aici, dacă vom aici un contract cu cineva. Da. Și domnule, să spuneți, nu sunt de acord cu asta. Da, da, da. Deci aici trebuia completat contractul asta. Noi vă cerim un acord de principiu. Păi deci este vorba de a apăra interesele unui avestrugar dacă apar probleme din natură juridică și de reprezentare în avocația lui, asta mă interesează. E posibil ca una viitoare să avem un car. Da? Așa. Și eu nu am pus să mă duc pentru că nu am aprobat de Consiliul Local ca să am de cineva. Nu pot via contractul ăla, nu pot face achiziția. Voi, tu ce îmi spui tu mie? Trebuie să știm cifra acum, nu? Cu cât rectific bugetul local? Nu. Nu cu cât rectificăm. Exact toate serviciile, tot ce înseamnă, ce face aprobat. Reprezentat, instanță, redactare și consultanță. Dar uite așa să citiți. Deci, eu vreau să știți care e problema acolo la tot urma, dacă s-a acord. Nu o să fiți de acord cu suma care se va plăti lui, dacă... Că atunci mai vine cu o întrebare. Vă convine suma. Oricare serviciu pe care se face, se face în baza unui raport justificativ. Dacă dumneavoastră o să-l vedeți și credeți că nu se merită, nu face un document. Am înțeles, domnule, sau la... Așa e. Și dacă e așa cum vă prezentat în altă situație, e bun. Eu am pus un avocat și am dat 5 milioane de lei pentru că un polițaia mea o stau ca alcalnia. Unii dă-mi un cuvânt de asta pe tine, domnule. Și mi-a luat permisul. Și m-am dus în instanță și am câștigat, dar i-am plătit la avocat 5 milioane. Aceeași regulă și este și la așa și la noi, pentru că când ai nevoie de el, am picior pe el. Juridicii. Nu am vrut să știu de la ce le găsesc, nu am vrut să știu ce le oferta. Dar nu există de ce le găsesc. Deci, cred că este un deluat o mână mai mare, ar avea dreptul la un avocat. Așteptam de așa, așteptam de așa să văd. Adaptivul cu o mână anală, e cel mai mic. N-ai decât să faci un contract ceva, n-am nevoie să nu poți 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 să nu poți. Eu trebuie să-i dau omul ăla toate hârtirile. Tot ce facem noi aici, domnule, uite cu așa mapă, sau uite așa atac, sau uite, asta trebuie să facem. Și eu trebuie să reprezint interesele, cum scrie aici, pentru apărarea intereselor luate strugări. Deci nu angajăm avocat să-i facă rău, angajăm avocat să-i facă bine. Avocat să-i facă bine. Avocatul este a omului cu care îl dă judecat, de exemplu, și a întreprinderii, cum ar fi la noi. Deci, fiecare știe din partea lui. Deci, avocatul, dacă e pus din partea voastră, se ridică cu asta. Nu înțelege, cum spunea domnul Dâlea, că îi face rău. Dacă ați înțelege, secretarul unui unități administrative teritoriale nu poate face reprezentant în instanță. Nu poate merge la pauză să pledeze un caz. Cât înțelege, program? Ați înțeles ideea. Și n-aș vrea să las primăria, înțelegi, fără apărare. Asta sunt. Eu îmi fac doar, trimit în scrisurile tot ce trebuie, înțelegi? Dar e important acolo o persoană când e în fața judecătorului să se ridice în picioare. E foarte important să vorbesc. Aia avea bază de dumneavoastră, domnul secretar. Păi atunci poate noi facem toate hârtiile aici, dar trebuie să fiu un om care să ridice în picioare. La instanță și noi suntem în secretar. Păi nu răspund, dar este un om care spune, domnule, am licența asta și apăr cauza asta. Spune-mă, știi ce faci teoria? Noi am fost. Spune să stai jos pentru că nu ai posibilitatea de a reprezenta. Deci am fost și eu în instanță și nu mi-a dat voie să vorbesc eu. Dar nu ai competență? Pur și simplu, în scris. Nu mi-a dat voie să vorbesc. Trebuie plătit avocatul, că el a găsit exact. Așa o țin și nu e, îi duci omul. Ia lucrurile pe avocatul, ei mai rămână. Dar nu te bagă în seamă. Eu zic că e lucru bun. Deci, domnul Bine, spune-mi avocat din obiciu, dacă nu ți-ai pus cu. Să-l dăm. Deci până acum n-am avut
nenorocul ăsta, neșansa asta să ne reprezinte cineva. De acum, dacă o să avem, o să avem un reprezentant. Nu, am fost cu neșansă și când, da, cred că ăla a fost un caz fericit, când am fost dat afară din primăria Vechi și ne-am dus în bază evacuării, în urma unei hotărâri ale instanței, cu doamna, cu domnul persoană fizică, în prezența avocatului. Primăria au fost evacuată din fosta primăriei Vechi, am fost la fostul țelii al CAP-ului câțiva ani. A fost un bine. Nu-i bine să pierzi. Dar nu poți să pierzi. Și uite, atunci noi n-am avut avocați. Am avut reprezentanți juriști din partea... Dar și chiar dacă aveam tot pierdeam, era ființa omului, nu știu, recuperare. Domnule, eu am vrut să spun cazul atunci. Deci e bine să pierzi câteodată, dar nu trebuie să pierzi întotdeauna. Nu, eu spun așa, noi facem scrisuri. E bine să ajungi un avocat acolo. Dacă ajungi într-o situație de genul ăsta, e bine să se iau un avocat acolo, să-ți apă din interes. Altfel vorbești un avocat, altfel... Da, exemplu cum a fost pe la acces, când s-a părătit la primăria, 570 milioane. Dar și... aia sunt banii câștigate înapoi. Nu, s-au câștigat de domnul secretar. S-au câștigat doar penalizări din februarie până în septembrie să nu se mai plătească. Deci eu am citit ce mi-a zis. Da, e cererea anulării admisă, cererea anulare și s-au anulat hotărârile. S-au anulat tot. Dacă tu... La banii s-au plătit, domnul secretar. Păi dar trebuia să plătești, că altfel plătești în anulare. Și cum mai banii? Păi și dacă s-au anulat... Îți clar acolo. Deci ar trebui discutat cu ăsta. Recuperez banii. Nu, dar vorbești lucruri care nu s-au niciodată. Odată ce ai câștigat, ai hotărârile judecătorie. Nu se mai recupera niciun lev. Da, propun spre. Dar de ce să nu se recupereze banii? Pentru că s-au plătit serviciul. Dacă un judecător spune că este plată ilegală și fără justă cauză, cum putem recupereze? Sunteți în incompatibilitatea acolo, ați semnat, ați făcut niște, trebuie să fiți cercetat. Haideți să supunem, să supunem la voi acolo. Vă arăt cu subiect și predicat. Da. Cine este pentru proiectul ăsta? Haideți un pic să fim atenți aici. Cât suntem? 5, da? Eu m-am zis. Eu m-am zis. Bine. 3, iar ține. Înseamnă nu trece. Dacă, de exemplu, dacă îl întreb pe domnul Păciucu. Domnule, nu trece. Domnule, nu mai discutăm. E așa. Ce să mai întreb? E bine așa. Am dreptul la poză. Îl punem. Următorul, al treilea proiect, din verificarea bugetului. La proiecturile privind rectificarea bugetului local pe 2018, la articolul 1, propun rectificarea bugetului local pe 2018 cu suma de 12.090 lei, după cum urmează. Se măresc bugetul, veniturile la bugetul local cu suma de 12.090 lei fără mii. La capitolul 4334, sume alocate din bugetul ANCPI, Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Se măresc automat cheltuielile bugetului local la capitolul Administrație T5-10167, transferul. Practic, suma respectivă a fost un rest de plată pentru anul 2017. Pentru că noi, în noiembrie 2017, am dezactivat sectorul de, care s-a măsurat în zona Armano. Și a fost o diferență de sumă care nu s-a putut plăti, pentru că inițial s-a propus plata 200 de imobile. La o carte funciară a plătut între timp, a mai suferit o modificare, s-a dus la 202 imobile. Și pentru chestia asta, o trebuie să fac revenire la Agenția Națională de Publicitate și Cadastru General de la București. Au dat aprobări și a treia acum le putem plăti.
Dar pentru a trebui aprobare bugetului cu majorarea de direcție. Aici, da, într-adevăr, era o greșeală de stabilire. 12.019 lei, nu 1.000 lei. Dar dacă este ceva de completat, eu cred că este limpede și... Acum, cadastru se va desfășura cu prioritate în zona care există, de asta s-a și pornit din zona respectivă, din partea de nord și mers din partea de sud, a zonelor de interes național și care se fac, sunt prioritizate în zonele în care există conducte de gaz metan. Și după aceea vin alte infrastructuri, dar asta cu prioritate. Și se merge pe zona Siliștii, știți, până sunt conductele, se duce către postul CAP și la Nadișa, unde se încheie încă în două sectoare cu Berești Azov. Face un contract de finanțare pe o sumă de 155.000 de lei, ceea ce înseamnă 1.500.000. Sumă care se merge la achiziție directă, atât pe care nu e de 30.000 de euro. Da? Deci poți să faci achiziție directă până la cumpărarea sumii sau completarea sumii de 30.000 de euro. De la 1 euro până la 30.000 de euro. Orice achiziție directă pe care o faci tu ca primărie, eu ca primar, ca consiliu local, pot o facă direct cu oricare persoană fizică sau juridică până la suma de 30.000 de euro. 30.000 de euro. Da. Cine este pentru? Răspund, vă rog. Proiectul numărul 4, ca să se mențină la ordine de zi, privind aprobarea regulamentului prin stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubritate. La articolul 1 se aprobă regulamentul prin stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, conform anexului numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărârii. Se suferințește primarul comunei strugat în aparatul de specialitate din cadrul compartimentului impozite și taxe, cu punerea în aplicare a prezentei hotărârii. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoane nominalizate la articolul 2, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectului județului Bacău și vei fi adusă la cunoștință publică în municipiu. Deci am inițiat proiectul pentru că avem la bază adresa de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare de la ABIS, prin care ne comunică că are rugăminte, dacă până la 31.05.2018 să se pune spre aprobare în ședința de Consiliul Local proiectul de către aprobarea regulamentului. Vă reamintim faptul că modelul de regulament prin stabilirea numărului de utilizatori în vederea că a proiectului acte de salubrizare a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale a ABIS Bacău, pe care o veți găsi la prezentă. Totodată vă comunicăm faptul că prezentul regulament este aplicabil și obligatoriu pentru toate cele 93 de unități UAT dintre ANIS. Având în vedere cele mai de sus, vorbim despre aprobare pe care eu vreau mai să s-a mintit, în proxima ședința a fost lucrat, dar nu mai crezut de 31.05. Am crezut de cuvință că nu mai suntem semnătate pe 31.05, pentru că astăzi... Nu zice la lucrurile voastre, dar... Da, dar în proteste, acum e bine când se fac lucruri mai în față. Dacă vreți să vă dau citire, domnule Ivane, este frumos aici. După ce s-a aprobat și regulamentul ăsta, ne putem și noi deja lucrăm la o schemă să vedem cât să beneficiați sunt la nivel de localitate și am vrea să scădem numărul beneficiari. Numărul de cetățeni care beneficiază de serviciu de beneficiari,
așa încât noi să plătim și noi mai puțin în fiecare lună, adică să plătim doar pentru acei oameni care locuie mai aici. Mai facem taxe și pentru cei care sunt ca și număr. Acelora din străinătate, știi? Și vreau să fim atâta trăim mai și atâta mai să plătim. De asta, de exemplu, sunt mulți decedați, de exemplu, Smaragdalul. Sunt, la momentul încheierii contractului, am fost un... Nu mai stă nimeni, la botezau cu asta nimeni. Da, domnule, noi... Da, și asta e. Noi centralizăm toți, pentru că anul trecut am avut, câți domn secretar, 40 de decedați. Avem 38.000, plus cei care au decedat în spital. Deci care sunt înregistrați, avem peste 40 de decedați. Dar pe an 40-40, aproape sunt de care noi ceilalți sunt important cheltuieli. Atât, dar trebuie să luați cuvântul. Da. Să puneți la vot proiectul număr 4. Cine este pentru? Avem o rebată de domnul Botezatu, putem să realizăm proiectul cu asistență juridică? Nu, lăsăm așa. Mai sunt ședinții, normal că așa trebuie să fie, pentru că... Dar ceva sunt toate hârtirile, dacă o aia înțeles. Atunci, sunt documente justificative, mai bine să fie acolo. Da, dar ar fi bine să-i așa, ca să înțeleagă și omul despre ce-o cu domnul. A supus la aprobare, dar nu vreau să mai spune. Că oricum 30 de zile, oricum 30 de zile. Păi, vedeți. La diversii, mai știu. Nu mai atât. Eu la diversii. Domnul Lazar, ce să stii? Domnul Lazar, la dumneavoastră. Și problemă, n-am încălzit de sfârșit, atâta că vreau să știu scuze, că am încălzit tot timpul. Mă rupăt drumul blocat. Și nu-i poate atât de bine, dar i-am zis că imediat. Avea rost să mai este atât. Acum ce se întâmplă? Un cetățean care are autorizație de construcție în zonă la Privanca, acolo, la Nicolae Privanca, el a anunțat că o să are de treabă o oră, zic, oameni, pentru o oră de așa, avem pe unii să... Ce poți să faci treaba. Numai că atunci când îți propui să faci treaba o oră, știți, v-ați plătit de fiecare care faceți banul vine... Buzul la timp, banul vine ăla cu cipa la timp, banul vine ăla cu pompa care pompează și s-au dus peste o oră. Acum, sper să nu fie niciun inconvenient. Să dea Dumnezeu să vină câți mai mulți să blocheze străzile. Da, aici avem și el. Cine face? O să vrească? Nu, nea Moș Nicolae Primancă l-a avut pe nea Costică ăsta care e la pat acum. Da. Un fetic. Nu îi construiește. Da, e cu Costic. Da. Unde ar fi mai mozeiește? Da, și de aia... Altceva? Da, eu aș vrea să mai... Să vedea. Nu este să fie definitivat că treaba cu islațiul din comună și au fost date către cetățenii și cetățenii. Nu, dar aici trebuie să știți că năsuiești definitivat, cetățuie definitivat, petricica definitivat. Cred că mai avem un cetățean la satul Iaza. Le-am încadrat în termenul care și ei să aibă timp suficient, pentru că sunt unii dintre noi fermieri. Și știți că acolo ia o săptămână, nu două, până îi vine, de la București codul de exploatație. Și încă două, trei zile până se duce omul înapoi pe ce se anunța ca să-și facă documentele. Dar ne-am mișcat repede. Nu au fost mulți, nu au fost în jur de 100 de inși, 110. Așa. Domnul Tarnase de la Oatea. Și oamenii au înțeles, noi le-am explicat conform contractului ce datorii au și ce obligații. Și noi ce obligații sunt. Știți că noi am stabilit acolo rendimentul de 50 lei plus taxa pe impozit pe fiecare hectar. Și sunt la 800 de
lei cât este subvenția pe hectar. Omul vine și plătește în jur de 2 milioane, mai am vorbit la rotund cu ei, la toți am spus 2 milioane, dar probabil o să fie în jur de 180 lei. Și diferența de 600 de lei rămâne în buzunarul omului ca omul să aibă interes ca să spune în stajul stimului. Ai o locuță mai bună, atât dacă ține subvenția. Până în 2020, pot fi până în 2023. Dacă nu mai există subvenții din partea Uniunii Europene, probabil o să fie numai din partea guvernului, pentru că știți că subvenția este o parte la o parte de la guvern. Dacă o să meargă numai pe subvenția din partea guvernului, poate să accese mai mult pentru cei care o să meargă mai mult pentru cei care au exploatații mai mari. Uniunea Europeană să creeze niște condiții ca să aibă exploatații mai mari. Cum e genul Vasili, care e la noi consilierul. Are mai multe locuțe, mai multe voi, sau cum e anul, sau îl face. Mai dă de lucru la un cetățean. Important e ca fiii care mobilizează oricare gospodar de persoane care mai mobilizează 2-3 oameni, îi dă o pâine acolo. Facem. Bine-venit. Da. Singura problemă care am sesizat-o la asta e că s-a dat de cap de vacă de lapte doar 0,8 hectare. De 0,8 nu s-a dat între 1 și 3. Bănuiesc că au fost mai multe animale. Aici trebuie să lămurim, pentru că omul în care vorbim vine și spune. Spre exemplu, anul trecut la satul Cetăția, suprafața care a venit pe fiecare cap de animal, când am împărțit total, să spunem, 30 hectare împărțit la 28 de capete, au venit 1,08, adică un hectar 0,8. Având în vedere că parohia și-o preluat, că Ionică știe, e de acord, te credeți mâna acum, nu? Având în vedere că parohia și-o mai preluat, pe lângă cele 5 hectare și celelalte 17, până la concurența suprafeței de 20 hectare, suprafața aplicată de animal o scăzut, deși animalele au mai scăzut. Și nu mai împărțăm 30, împărțăm 30 minus 12, împărțăm 18 hectare la un număr de 26 de capete. Și vine suprafața de 0,8 fiecare cap. Beneficiază toți oamenii pentru subvenție, chiar cu 0,80, trebuie să ai minim 1 hectar să mergi la avia, dar beneficiază toți oamenii, au nevoie că mai au și teren, alt teren față de cel primit de la noi în închiriere. De când, dacă la Iaz, spre exemplu, e 0,60. Și Serbia pe acolo, biserici la Iaz. Nu e treaba noastră. Biserica își caut un om care vrea să-l lași. La Iaz, spre exemplu, vine 0,60 pe care de animal. E suprafață mult mai mică, sunt animale tot, animăluțe mai multe, da? La Petricica vine un hectar 20 sau un hectar 30. În funcție de câte animale sunt pe trupul respectiv. De asta suprafața a scăzut, că s-a diminuat cu cele 7 hectare. Au încăput toți oameni, știi care au boițe și ceilalți care au vaci. Anul ăsta, probabil peste 5 ani de zile, o să fie un hectar jumate de hectare de animale. Mai clar, nu merge. Dacă să mai duc cât să vă văd prin care mai țin băcuța, că n-am văzut de ești ca noi, mai tineri care s-ar putea să le țârpie, cum spune bătrână. Și în fiecare an se verifică terenul, nu? De fiecare an, dacă vorbește cine este interesat. Dacă sunt 20 de animale acum și peste 10, tu ai contractul cu timp de 7 ani de zi. În care l-ai. Sau noi toți care beneficiem de așa ceva. Pe timp de 7 ani de zi. Dacă numărul de animale au scăzut cu 10 capete, automat rămân 10 care spunem în aia, da? Mai suplimentăm la ceilalți care o dăm maschil. Care maschil. Vorbim de ea așa marge, mă, ajutorul social, s-a pus că se de cumpărat aia. Da. Eu aș mai avea o singură întrebare tot la capitolul ăsta. Ce consilier face parte din Comisia de Verificare a Pariștilor? Că domnul secretar mă sunase și m-a invitat să mă faci un parte. Nu vreți să fiți? Eu vreau să fac parte când curăța Ilaș. Pe Ilaș l-aș verificat, dar nu pe oamenii comunați curații. Ah.
Nu-i problemă. Și vreau să știu... O să avem mai multe de verificat la oameni, ține cont. Păi eu sunt sigur, domnul Ioane. Și vreau să întreb, nu vrei să mai răspund. Sunt, nu. Știți care e problema? Deci este între APIA și noi, acum, datorită faptului că a apărut chestia asta cu administrarea, între APIA și ALB, ne pune pe noi ca să fim în zonă tampon. Adică, să-i și obligăm pe, într-un fel de oameni, bă, curățați-vă ca altfel. Ca altfel, dacă el își curățe, el nu vine cel la pe anul ăsta, dacă nu o călcat de slazul la cetățean, te găsești pe tine vinovat, pentru că tu, în toamnă, când ai vrut să faci procesul de bani de recepție acolo, ai găsit terenul cu, cu probleme. Deci, și de deci, deci, deci ca o face, facem procesul ăsta de verbal în, până la finele anului 2018. Pentru că dacă nu este o achitate, dacă nu care sunt, adică să-și plătească redivența impozitul la primărie. Noi acum am terminat cu ele cu toate, sunt la fiecare la contabilitate, se bag în contabilitate și omul, în noiembrie, decembrie, am comunicat la fiecare când am făcut procesul verbal de contract prin închiriere, ca atunci când primești prima subvenție, că să știți, se fac în două etape, sau poate să fie în una, să vină să-și plătească datoriile, atâta timp și ar fi bine să-i facă, pentru că le rămâne și lor banii cu stat. Dar ne obligă că noi să facem procesul verbale astea de recepție în toamnă, că dacă nu s-o achetat din datorii care se urmă așa, să le ținem contractul pentru 2019. Nu cred că o să fie probleme. Asta deci și cum ți-e fac parte de un secretar? Avem o dispoziție primarului pentru verificarea de când condițiilor aplicatorilor de închirierii, președintele Roșu Ștefan Ciprian, membrii sunt Nedel Pienuța, Gabriel Minamrița și consilierul local Profin Pavel. Da. Okay. Dacă mai este cineva, dacă nu declară închisă. Și vreau să iau o problemă, ca problemă, pentru că la câteva care au venit, nu s-a făcut la mine, în apa de nevește, într-o dată, la plinte, că nu știi bala, nu o pierdui. Apa care vine din asfalt, se duce toată pe și că spune, da, dar nu mai să spune, vor să spune. Da. Și unul ăla, o mărcină, se înseamnă de pierdit. Noi, de asta, când erau ceilalți asociații responsabili, noi făceam da, necesar, da, da. Îi puneam în, în brații, da. Acum trebuie să venim aici și să spunem, bă, fraților, este nevoie de putare. Din cei 600 lei care vă rămân acolo, puneți pe 10 lei de fiecare. Odată ce, odată ce intră în casierie, da, da. Păi se scoși. Așa că acum nu o să fie problemă, găsim. Da, 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 da. Intră în contabilul în casă. Intră în Cum alea, nu vreau să-i dea în martie, pentru că vreau să-i dea tineri, căsătorii, deci nu le dea. Tot vreau mereu când sunt tăi, vreau să-ți dea în martie, că au făcut astea. Nu, a spus că o să le ia în martie, adică în primul trimestru anului. Primul trimestru anului a trecut, ianuarie, februarie, martie. Suntem în aprilie. Deci, dată când o să fie salarizarea în aprilie, o să aducem și banii, dar sunt 10 persoane care avem contabilitate. Te-a mai ceva care e să știu? La declară închisă ședința, din doamnă de fast-ex, vă mulțumesc.